Mic, dar curajos, un copil a colaborat cu militarii ucraineni pentru a distruge un convoi rusesc. Copilul a trimis coordonatele GPS și rușii după asta au fost morți, spune un fost vânzător de drone din Ucraina, care a declarat faptul că folosirea dronelor în război schimbă jocul. Conform site-ului observatornews.ro, un adolescent în vârstă de 15 ani a ajutat armata ucraineană să distrugă o coloană de blindate rusești care se îndreptau către Kiev, scrie Global News. Folosind propria dronă, băiatul a localizat trupele ruse și a transmis poziția lor soldaților ucraineni. Era singurul operator de drone cu experiență din regiune, este un adevărat erou, un erou al Ucrainei, l-a lăudat comandantul Yuri Kazjanov. Întâmplarea a fost confirmată și de părinții adolescenților. Forțele de apărare civilă au apelat la ajutorul lui Andriy Pokrasa, pentru că aveau nevoie de coordonatele GPS ale coloanei de blindate rusești înainte să lanseze atacul. Tatăl său a transmis coordonatele GPS folosind o aplicație de social media, iar forțele ruse au fost oprite lângă Berezivka, la aproximativ 40 de kilometri de vest de Kiev. Le-am dat coordonatele și fotografiile, iar după aceea ei au verificat locația, a spus adolescentul. Andriy este un adolescent ca oricare altul, folosind banii obținuți din vânzarea de criptomonede și a cumpărat o dronă pentru a-și învinge teama de înălțimi. Când rușii au invadat Ucraina, armata ucraineană i-a cerut sprijinul, Andriy fiind singurul din regiune care știa să folosească o dronă. Am fost fericit, dar în același timp m-am simțit vinovat. Erau oameni în acea coloană, erau invadatori, dar tot oameni, spune Andriy. Elev în clasa a noua, Andriy a mers cu tatăl său pe un câmp și și-a ridicat drona deasupra autostrăzii. Vecinii nu l-au lăsat să folosească aparatul de zbor lângă locuință, deoarece se temeau să nu devină țintele rușilor. Adolescentul a reperat rapid coloana de blindate rusești. Datorită curajului său, orașul lui Andriy a fost salvat. Băiatul se numără printre cei 1000 de voluntari care au răspuns apelului de ajutor al autorităților ucrainene.